Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Sound Peripige 1 Bison, doamnelor și domnilor. Astăzi, în acest episod, o să facem câteva stunturi în orașul Los Santos și, dacă o să vă placă acest episod, urmează și partea 2 în Las Venturas și partea 3 în San Fierro. O să facem niște stunturi cu NRG500 băieți și fete. Haideți să mergem, să-mi spawnez, de fapt sunt spawnate. Ok. Dacă vreți să luați rent, veniți la casa ID-ul 204, vă aștept cu mare drag. Aveți o parcare și în spate. Și am plecat, fraților, rachetă. O să facem o mică introducere. Să zburăm peste cu rampa asta. Hei, tată! Yeah, boy! Perfect! Nice, nice, nice. Bună introducere. Și am plecat. Bun, am ajuns, băieți, în zona aceasta la skate park. După experiența mea de Bizon din 2013, cu mici pauze, ar trebui să-mi iasă din prima, bă, băieți. Și haide! Este, mă, băieți, mi-a reușit din prima, se pare, ca de obicei. Ăsta ar fi un stan. Ar mai fi o posibilitate în care aș putea să plec chiar acolo, pe acel panou, doar că nu, ci că îmi faci post, nu? Ce o să fac? Filmez 2 secunde. De ce să fac post? Cum adică? N-am înțeles. Nu știu ce vrea să spună băiatul. Bun, hai. Ia să vedem. Te zburăm pe acel panou. Și... ușor, tată. Bun, bun. Deci mi-a reușit, mi-a reușit. Deci știam eu stunturile foarte bun. Foarte bine, ușor. Dăm așa. De fapt, trebuie să facem invers. Uite, așa, gen. Trebuie să mergem invers dacă am putea. Pe acest panou. Dacă nu prea ne reușește. Hai să dăm înapoi, așa, normal. Facem puțin bucla. Ușor. Ușor. Facem acum un burnout. Frumos, am dat cu spatele. La fel. Și... hai de jos. Da, pun și așa. Bun, hai să facem pe următorul, bă, băieți, pe care le știu eu. Al doilea, de fapt al treilea, s-ar intitula, ar fi ăsta de la spitalul ăsta, mi se pare. Hai să vedem ce reușim. Da, bine, nu mi-a reușit de prima, că nu am timp acum să fac toate filmările, să-mi reușească din prima. Pentru că n-ai cum să-ți reușească din prima. Hai să mai încercăm de vreo 2 ori, bă, băieți, poate reușim. Oricum, am luat-o bine, doar că avem nevoie de foarte multă viteză, bă, băieți, aici și... uf, nu prea. Poate a treia oară este cu noroc. Nu pot să aici mă nervează tare. Aici trebuie să-l locuiesc, doar că eu le-am făcut înainte. Dacă opresc filmările și... încerc de mai multe ori, le reușesc oricum. Doar că trebuie să tai din filmare. Și acum, aproximativ, hai bine, ne mulțumim și cu 100 de aici, băieți. Normal, trebuia să ajung pe clădirea aia de acolo. Dar e ok și așa. Următorul stand vreau să-l fac pe acea clădire, bă, băieți. Să trebuie să fac aici o dreaptă și uite așa. Pac! Bun, deocamdată este foarte bine. E bun și acesta, doar că ar mai fi o posibilitate prin care am aterizat pe clădirea aceea. Cea din spatele meu aici. Hai să facem puțin așa de un drift. Așa, bun. Deci eu în felul următor a trebuit să merg în față și să zbor pe rampa aia un pic și după aia să fac o stânga spre această clădire. Doar că nu promit că-mi iasă de prima, băieți, vă spun de pe acum. Așa.
un pic și hai să vedem. Trebuie foarte multă viteză. Și aproximativ. Da, am încercat măcar, băieți. Acum să ieșim de aici frumos și am plecat. Bun, tare. Super. Hai să-l facem pe următoarele. Hai să vedem dacă putem să facem pe acesta. Și bine, boss. Este bun. Bine, asta e destul de ușor dacă stau bine să mă gândesc. Hai să vedem dacă putem să-l facem pe acesta de la CNNLS. Cam așa ar trebui să vină. Bun, din prima, super. Ce faceți, mă, băieți? Bună privire și de aici, nu-i așa? Sunt la înălțime. Hello, mă vedeți? Super și asta. Ia, stați puțin, că mi se pare că mai este aici unul. Mi se pare că pot să aterizez pe clădirea aceea. Ia să vedem acum. Ah, nu mi-a reușit. Mamă, dă-te în cap. Te faci, mă, bosule. Ia, mai încercăm o dată, băieți. Și fete. Hai să vedem dacă ne reușește din a doua oară. Hai, mă, aceeași situație. Ce să faci? Na, bine, vă dați seama că n-am cum să dau totul așa. Hai să vedem, facem și pe ăsta aici un pic. Pac! Niște acrobrații. Eu aș putea să fac filmările foarte interactive, băi, doar că na, ar trebui să stai din ele, să filmezi foarte mult. Și facem așa, pe natural, să zic. Băi, am văzut un stand foarte interesant, dar să vedem dacă putem să-l facem pe ăsta de aici. Ah! Ușor, mă, ce faci, mă? Bă, dă-te jos din corcoduș, mă! Stați puțin, bă, băieți. Trebuie să trezăm pe acea căldră, dar să vedem acum ce și cum. Mi trebuie viteză destul de mare. Și let's go! Let's go! Hai să vedem. Ah! Aproximativ, da. Nu ne-am reușit așa. Hai să vedem, să sărim și pe aici un pic. Pac! Wow! Să vedem ce stunturi mai știu eu pe aici. Mai erau câteva. Hai să vedem. Mi se pare că este și chiar lângă aeroport. Ia să vedem. Stați puțin, parcă știam eu unul aici. Nu, nu? Ba da, stați puțin. Cum eram? Pe clădirea e parcă. Stați puțin. Bine, o să avem o viteză foarte mare. Parcă să vedem acum. Și... Bine, boss! E tată! Forță, din prima. Asta zic și eu. Talent. Bine, n-am stat acum să exersez înainte, bă, băieți, totul acum fac pe viu cu voi. Că, na, este dimineață și chiar n-am avut chef să filmez mai multe părți. Filmez una și bună. Hai să facem un pic una aici, la Green Street. Oh. Și, am ratat-o pe asta. Nu-i nimic, nu-i nimic. Da, doar ne-am juluit un pic, bă, băieți. Nu-i grav. Nu este problema. Ne revenim noi. Un pic de acrobații. Și... Tobele, vă rog. Este, mă! Uhu! Bun. Hai să vedem dacă mi-e asta, bă, băieți. Vreau să fac o chestie pe gardul ăsta, dar nu știu dacă o să-mi iasă. Am văzut-o la cineva pe YouTube. Parcă am nevoie de ceva timp ca să exersez, să fac. Vă dați seama că nu-mi iasă totul din prima. N-are cum să-ți iasă din prima. Oi. Da. Am încercat. Data viitoare nu-i problemă. Hai să vedem dacă putem să facem acest stand, băieți. Ui! Ne-a trebuit un pic mai multă viteză.
Nu e problemă, o să reușim a doua oară. Nu este grav. Ușor, băi. Și hai să vedem, hai să vedem, trebuie multă viteză, mi se pare. Și, am sărit cam tare. Bine, nu am vrut să sar aici, dar bine, e ok și așa. Am vrut să sar pe clădirea aceea. Hai să vedem, cum ieșim de aici. Așa, tată, poac. Perfect. A fost bine, băieți, a fost bine. Bă, băieți, o să fac un stunt puțin mai diferit. Nu știu dacă o să reușească. Trebuie să atrezăm pe o casă. Hai să vedem. Op. Ioi, 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 ioi. Aproximativ, aproximativ. A fost ok. Încercăm din nou, nu-i problemă de asta. Imediat. Și aici mai știam un stan foarte mișto, trebuia să atrezăm pe casa aia din stânga. Să vedem acum dacă mai este gardul, mai este. Op, op, gardul mai este, doar că noi s-ar putea să cădem jos. Ce ai făcut, Marcele? Ce ai făcut, Bobiț? Na, e bine tare, hai să vedem, nu puteți să-i urcăm înapoi? Escaladăm. Nicio șansă. Ce să mai... Am căzut jos. Nu e problemă de asta. Revenim. O să încercăm din nou, băieți. Nu este problema. Fetelor, țineți-vă bine. Hai să vedem acum. Un pic de mai multă viteză. Și am căzut în cap. Doamne ferească, Dumnezeu. Da, ce să mai zic. Probleme tehnice, bă, băieți, nu e problemă. Revenim. Hai să facem un stand ulterior aici. Oho, bine, rău de tot. N-am, mai ești tu de aici acum. Vreau să fac ceva. Unde te duci, Marcele? Filmez. Fac standuri. Nu știu. 2 secunde, frățică, domnul Parker, colegul. Ia să vedem, putem să ieșim din partea asta? Ia tata, știam eu. Da, mă, ne descurcăm, suntem băieți mari, mă. Hai să încercăm a treia oară, e cu noroc, băieți. Am avut un pic de... mai multă viteză, să zic. Nu-i problema. Hai să drumăm gardul ăsta. Pac. Mergem înapoi. Așa. Și hai să vedem, băieți, acum și aterizăm pe casa aceasta. Nu mai zic nimic. Hai să vedem. O nouă încercare. O nouă încercare nereușită. Deci, bun, hai să mai încercăm de data aceasta, dacă nu ne este asta este, sper să nu o facem din nou de oaie. Asta-i tată. Ușor! Nu, nu, nu! Nu te duci! Aici. Bun, bun. Pac! Aici. Bun, băieți! Da, na, 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 am aterizat pe casă, super! Că, mamă, frate, în loc să fac meșter, accesorii am fost scaune, doamne! Din o obișnuință. Din obișnuință, frate. Am aterizat pe această vilă, băieți, și acum să vedem. Ne-am urcat, dar adică oborât. Cum ne-am urcat. Adevărat și asta. Bine că l-am reușit. O să încerc unul acum, fraților, ceva un pic mai, cât că ușor pentru voi. Bun, perfect, perfect, bun, a sărit bine. Asta-i, băieții. Încă un stunt reușit. În loc să câștig 150k, am câștigat doar 80. Data viitoare. Da, băiatul în loc să facă accesorii a făcut scaune la meșter și de asta se plânge că nu a făcut mai mulți bănuți. Asta este, ce să faci? Se mai întâmplă, băi, bossule, se mai întâmplă, ce să faci acum? Radar pe aici? Liber, colegul, liber. Hai, zic și eu.
Când vine Mirela să faci videoclipul când faci raport. Asta e adevărat. Adevărat și asta. Da, bă, băieți, cam atât cu acest episod. Știu că sunt mai multe stanturi, doar că eu am ales doar câteva ca să fac acest videoclip. Dacă v-a plăcut și vreți să continui cu partea 2 și partea 3 din orașele San Fierro și Las Venturas, nu uitați să băgați un like și să vă abonați. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Baftă!